un nou început sub ce auspicii, care ar fi gândurile de viitor, ce crezi că faceți anul ăsta? Bună ziua, în primul rând, salut suporterii Politehnicii. Să fiu sincer, obiectivul pe anul ăsta, sper că toată echipa să tragem la promovare, să ducem Iași unde este locul și la vara care vine să sărbătorim aici în Copou, dacă cel puțin în Copou, să sărbătorim promovarea. Au început să se adune jucători, colegi noi, te știi cu ei, știi despre ei? Da, cunosc câțiva dintre ei, chiar am jucat cu unii dintre ei, însă nu pot să spun nimic, mulți sunt străini și din partea mea eu sper cât mai mult să rămână și să ne ajute să ducem echipa unde este locul. Liga a doua a devenit o ligă destul de aglomerată în ceea ce privește fostele echipe de primă ligă sau echipe de tradiție. Spunem Steaua, spunem Dinamo, spunem Poli Iași, din păcate. Cum crezi că va fi disputa? O să fie o dispută incendiară, să zic așa, însă eu cred că experiența pe care am acumulat-o anul trecut o să ne ajute și o să ne calificăm play-out și o să reușim să promovăm. Pentru că vorbeai de experiența care ai căpătat-o. Cum îl vezi pe Francis Cristea în teren, apropo de unele, eu știu, ieșiri mai nervoase? Reușești acum să te mai liniștești, să te calmezi? Da, pot să spun că am evoluat în această privință. Se vede și că nu prea am mai luat cartonașe galbene în ultimul timp. Eu sper că acele frustrări care le-am avut au fost din pricina faptului că îmi doream cât mai mult să prindem play-off-ul și să ne batem la promovare cu Petrolul, cu Hermannstadt. Însă așa a vrut Dumnezeu, să fim anul trecut să căpătăm experiență și anul ăsta să sperăm că vom promova. Sistemul rămâne același, e bine, e rău pentru voi, pentru jucători, pentru, eu știu, chiar o evoluție ascendentă a echipei? Da, eu unul nu prea înțeleg acest sistem, nu înțeleg de ce nu se joacă tur-retur toate meciurile, de ce se joacă cu play-out, play-off, însă nu noi decidem asta, noi vom intra pe teren, vom da totul și ne vom supune regulilor. Pentru suporteri, două cuvinte, două gânduri? Sincer, îmi doresc să vină cât mai mulți suporteri alături de noi anul acesta, să ne încurajeze și noi vom da totul pe teren să promovăm și să le aducem o bucurie. Așa să fie, succes, Francis. Mulțumesc frumos. Cum vede capitanul sezonului trecut, noul sezon și, bineînțeles, care sunt gândurile tale acum la reunirea lotului? Da, bună ziua, în primul rând. În a doilea rând, știm cu toți, în începuturi ne promitem să fim mai buni decât în sezonul trecut. Sperăm ca lucrurile să meargă către bine și să sperăm că acest an se va încununa cu promovarea lui Poli în prima ligă. Crezi că jucătorii nou veniți și cei care mai sunteți cu experiență de anul trecut, plus alți jucători care au experiență și în Liga 1 și în Liga 2, care vor mai veni, veți reuși să cristalizați o echipă? Da, deocamdată nu am luat contact decât vizual cu noi colegi sau viitorii colegi. Sperăm ca lotul să fie unul bun și să ne putem bate acolo la primele locuri, deoarece avem nevoie de competiție între noi, concurență pe posturi și să formăm un grup puternic să ne îndeplinim obiectivul. În această vacanță scurtă cât a fost, știi, de obicei te mai și relaxezi, stai în fotolul, te gândești. Apropo de cei care stau în fotolul și se gândesc la șanse, care ar fi adversarii importanți, spun din punctul de vedere al unui observator care din afara fenomenului, cel puțin până acum, de astăzi, intri în fenomen, dar cam cum ai văzut în această vacanță adversarii? Care crezi că vor fi principalii adversarii în lupta pentru promovare? Da, având în vedere ce s-a petrecut sezonul trecut, am văzut o Liga a doua destul de echilibrată, am văzut o Liga a doua care a dat primei ligi trei echipe. Din punctul meu de vedere, vor fi 7-8 echipe care se vor bate pentru cele două locuri care duc direct în prima ligă și va fi bătălia acerbă, deoarece toate echipele, ați văzut și dumneavoastră, se întăresc, își propun lucruri mărețe,
ca noi de altfel și cred că va fi un sezon destul de dificil. Și o ultimă întrebare, ai fost capitanul echipei, sper să continui cu banderola pe braț? Da, nu știu, mă bucur că am fost capitanul echipei. Nu știu dacă voi mai fi. Pentru mine important este să-mi ajut echipa, indiferent dacă port sau nu această banderolă. Am purtat-o cu mândrie și dacă va fi din nou la fel, mă voi bucura. Dacă nu, voi încerca să dau totul la fel, deoarece eu sunt aici pentru a juca fotbal, indiferent dacă port sau nu o banderolă. Și ca și la Francisco, ultima întrebare, ce așteptări ai de la suporte? Da, suporterii au fost lângă noi tot timpul, chiar dacă în sezonul precedent am lăsat așa un gust amar, suntem datori față de ei, însă, din păcate, ați văzut și dumneavoastră, am mai rămas foarte puțini sau nu știu ce se va întâmpla până la începutul campionatului, e posibil să mai apară schimbări. Cert este că trebuie să ștergem imaginea din sezonul trecut, deși am rămas în Liga Secundă, nu acesta era neapărat obiectivul nostru, mai aveam și alte cerințe de la acel sezon trecut, însă vom vedea ce va fi, îi așteptăm lângă noi, vă dați seama, sunt suporterii noștri, îi iubim, îi așteptăm alături de noi, în număr cât mai mare și împreună să reușim un sezon bun care să bucure pe toată lumea. Mulțumesc, succes! Mulțumesc. Primul start tehnic, pentru că cel oficial urmează puțin mai încolo. Cum vezi lucrurile, Claudiu? Le văd bine în acest moment. E prima zi de antrenament. De fapt, reunirea a fost ieri, dar nu am putut face antrenament ieri pentru că a fost o zi ocupată în întregime cu vizita medicală. De astăzi începem treaba. Așteptăm transferurile în zilele viitoare. M-am spus și în alte rânduri să definitivăm notul până la sfârșitul lunii. E bine, totul arată bine. Am spus și repet acest lucru aici, la acest club, sunt toate condițiile în acest moment pentru a face performanță. Asta o să cerem și jucătorilor. Ei trebuie să știe că vin la un club de tradiție, important și de tradiție în fotbalul românesc, un club care trebuie să ajungă anul viitor acolo unde este locul. Vestiarul s-a mai animat, ca să spunem așa, au venit jucători, mai aștepți, crezi că? Da, suntem în discuții cu mulți jucători, sperăm să primim un răspuns cât mai repede posibil, jucători pe toate posturile, jucători valoroși, zicem noi, din punctul nostru de vedere, am urmărit în aceste zile foarte, foarte mulți jucători și sperăm să și ajungă la Iași în cel mai scurt timp. Sunt jucători care cred eu că vor face față cerințelor și ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul pe care l-avem în acest sezon. I-am întrebat și pe cei doi jucători, capitanul Plămadă și Francis Cristea, despre adversari. Te întreb în calitate și de antrenor acum, dar și de fost fotbalist de renume al României. Suntem în ligă cu Dinamo, cu Steaua? Da. Cu Iașu? Da, da, Iași, Dinamo, Steaua, Oțelul Galați, iată, a venit și Oțelul Galați în divizia B. Da, Liga a doua devenind din ce în ce mai atractivă în ultimii ani, pentru că au fost și sunt în continuare echipe de mare tradiție. Ce să zic, că pe nu mă interesează în acest moment doar de Politehnica Iași, de nimeni altcineva. Pe nu mă interesează ca noi să facem performanțe, să avem rezultate bune, să mulțumim suporterii pe care avem, suporteri mulți, suporteri care iubesc această echipă, suporteri pretențioși și chiar îmi doresc să îi facem fericiți vara viitoare. Spune că a devenit atractivă, nu cred că într-atât de mult încât să nu ne gândim să fugim mai sus. Da, e clar. Obiectivele știți foarte bine. Acum nu ne rămâne decât să muncim în acest sens. Un an va fi un an foarte, foarte greu pentru că, ați spus și dumneavoastră, sunt echipe de mare tradiție în Liga a doua, cu siguranță și ele se vor lupta pentru revenirea în prima ligă. Dar, repet, noi trebuie să fim concentrați doar la noi și la ceea ce avem noi de făcut. O ultima întrebare, în condițiile în care vorbim de un echilibru, măcar care nume, modul de desfășurare al competiției, parcă ar fi fost mult mai frumos să fie cu tur-retur, nu? E clar.
E clar, da, e, nici mie nu-mi place neapărat acest sistem competițional, dar nu avem ce face, trebuie să ne adaptăm și să reușim să ducem Iașiul acum de este locul și cu acest sistem competițional. Mulțumesc mult, succes, multă baftă!